unirii principate. Și gândul este acesta. Istoria este un mare învățător. Lucrurile bune s-au realizat atunci când a fost unire în cuget și în simții. Care învățământul pe care îl tragem? Este că și astăzi, pentru a realiza lucruri temeinice, bune și folositoare, este nevoie de unitate. De unitate în rândul politicienilor, de unitate în rândul întregii noastre națiuni. Și atunci se împlinește ceea ce ne învață Sfântul Pavel în epistola către Efeseni, când ne zice: străduiți-vă să vă păstrați unitatea Duhului în legătura păcii. Amin. Pentru mulți și fericiți astăzi. Dragi slujeni, ziua de 24 ianuarie 1859 este înscrisă în istoria poporului român ca ziua renașterii naționale, astfel fiind marcată intrarea națiunii într-o etapă nouă a evoluției, când s-au pus bazele României moderne. În urmă cu 155 de ani, prin dubla alegere ca domn al lui Alexandru Ioan Cuza în ziua de 5 ianuarie la Iași și în cea de 24 ianuarie la București, cele două principate, Moldova și Țara Românească, și-au dat mâna formând o singură patrie, România. Se împlinea atunci un vis de secole, un moment istoric care prefigura Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Era triumful unor aspirații și eforturi de viacuri pe care România, pe care Revoluția de la 1848, de conștientizate până în cele mai adânci straturi populare. Opera politică și socială înfăptuită de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza a născut emoții în inimile românilor din Transilvania și a avut puternice ecouri de susținere și de speranță. La el pe cei doi soldați care făceau de strajă la Hotar, un moldovean și un muntean. I-a pus doar câteva zile la limita dintre județele Alba și Cluj. Din spirit de solidaritate cu familiile victimilor, cu toți cei care au avut de suferit în urma accidentului, doresc să fiți de acord să transmitem condoleanțe familiilor doliate și în sănătoșire grafică celor care au fost răniți în urma acestui accident aviatic, o parte dintre ei aflându-se sub supraveghere medicală aici la Cluj. Vă mulțumesc!
Dar cine este în Piața Unii? Dar nu se mai, adică nu se mai. Bă, da, așa, bă, participul Piața Unii. Acolo, la sfârșit.